Uitați-vă ce vreme la noi, la oraș. Plouă, umezeală, vânt. Cum să filmez eu în condițiile astea? Hai că acum ajung acasă, intrăm înăuntru și începem Q&A-ul. Și salut, am intrat în casă și am să o las pe Maia în fața camerei ca să o vedeți pe ea pe tot parcursul videoului, pentru că ea este cea mai importantă. Și așadar, începem primul Q&A de pe acest vlog. O să fac un Q&A undeva la o dată pe lună sau o lună jumate, ceva de genul ăsta. Sincer, am fost surprins să văd că s-au adunat destule întrebări cât să fac un video, așa că am să răspund la toate și cât de îndetaliat pot. Așa că hai să începem cu prima întrebare. De cât timp o ai pe Maia? Păi, am adoptat-o de la 7 luni, deci acum are 4 ani, deci o am de 3 ani și 3 luni. Pentru că dacă îți sterilizezi câinele, fie băiat sau fată, acesta va avea o viață mult mai lungă și este mult mai sănătos pentru el la bătrânețe. Și sincer nu știu când o să-mi arăt față, dar nu eu sunt important pe acest canal, probabil o să-mi arăt. Nu știu la câți abonați, nu știu când, o să vedem. Da, Maia este de rasă pură, dar pentru că este complet albă și trefla este de regulă albă, nu se vede. Dar dacă tu ești atent pe fruntea lui Maia, trefla se vede. Maia are treflă. Am să vă las și pe aici pe ecran câteva poze cu Maia de când era mai mic, undeva la 7 luni exact, imediat după ce am adoptat-o. Și aici în poze se vede clar că Maia are treflă. Am un clip special în care arăt ce mănâncă Maia mai multe zile. O să ți las mai jos în descriere și cred că cu asta te-am răspuns la întrebare. Când era în călduri nu era neapărat agresiv, era doar foarte neastâmpărată și distructivă. Nu aș vinde-o pe Maia nici pentru toți banii din lume. Pentru prima întrebare vezi linkul din descriere. Are 4 ani, cum am mai spus. Maia a avut pui de 3 ori. Prima oară a avut 3 pui, a doua oară a avut tot 3 pui. Iar a treia oară a avut 5 pui. Iar acum gata, am închis fabrica. Plictisit-o. Hai sus, stai sus. Mai trebuie să răspundem la câteva întrebări, bine? Undeva la 2 luni, ceva de genul. Dar în acele 2 luni am repetat în fiecare zi toate comenzile pe care eu am vrut ca ea să le știe. Sincer, nu știu exact să-ți explic, doar că am să-ți las câteva poze pe ecran cu niște exemplare de pui husky care sunt de rasă pură și de aici îți poți da seama ușor cum ar trebui să arate un husky care este de rasă pură. În cazul în care arate diferit de aceste poze, să știi că nu este de rasă. Nu, Maia nu o să mai aibă pui pentru că este sterilizată. Maia are 4 ani, iar pe Maia nu am cumpărat-o, am adoptat-o. Dacă vreți să fac un întreg video despre povestea lui Maia și despre cum am ajuns să o am pe Maia, scrieți mai jos în comentarii și următorul clip vă asigur că va fi despre asta. O să am multe să vă povestesc. Vreți să facem și asta? Dacă da, scrieți mai jos în comentarii, nu este nicio problemă. Nu l-am făcut până acum pentru că nu credeam că vrea cineva să devină membru al comunității, dar o să vedem pe viitor. Da, ai putea, doar că trebuie să ai mare grijă să îl ferești de acele păsări, pentru că eu am avut probleme foarte mari cu Maia pe tema asta. Am decis ca Maia să aibă pui undeva pe la 2 ani, ceva de genul, iar stăpânii câinelui cu care Maia s-a fericat îi cunosc personal, iar câinele este sănătos, este vaccinat, este tot ce trebuie. Și chiar am un video cu el pe acest canal, am să vă las un link mai jos în descriere ca să-l vedeți și voi și să vedeți și pui pe care cei doi i-au făcut. Păi sincer, visul meu este să ajung la 100.000 de abonați și după, nu știu, probabil voi continua cu YouTube, dar na, momentan visul meu este să ajung la 100.000 de abonați. Cu siguranță că voi face ceva special la 100.000 de abonați. Dar încă nu știu, mai avem oricum cale lungă până acolo, dar depinde și de voi, dați share să ne adunăm tot mai mulți. Și vreți să facem un grup cu abonații pe Instagram? Că pot face asta, este foarte ușor. Scrieți mai jos în comentarii și dacă vreți, am să-l fac și am să vă adaug acolo. Nu știu, chiar nu știu. Deși cu toate că aș vrea, dar momentan nu mă atrage. Dar poate pe viitor, cine știe. Vedem, vedem. Și se pare că am răspuns la toate întrebările. Sincer, am rămas plăcut surprins să văd atâtea întrebări, chiar dacă nu sunt multe, dar pentru mine este suficient decât să fac un clip în care să vă răspund la ce curiozități aveți voi. Bun, acesta a fost primul Q&A de pe acest canal. O să revin cu încă un Q&A probabil luna viitoare sau peste 2 luni, când se vor aduna abonați noi pe acest canal și vor reveni cu alte întrebări sau dacă aveți și voi alte întrebări pe care nu le-ați văzut în acest video, lăsați-le în comentarii și vă ține cont de la următorul Q&A. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări, vă mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de Maia
și ne vedem cât de repede posibil la următorul flip. Ciao!